ce interesant, Liliana, aici scriitorii care sunt prezenți la Filit au sigla asta, autor prezent la Filit. Da. Să cumpăr cartea lui Artem, că fac și cu el emisiune. Cartea ta este pe aici? A, da. Tu ce ai citit de aici? Eu am citit. Acum nu-ți fac un interogatoriu de lecturi, da? Așa, nu, dar eu mă bucur că văd cărți pe care nu pot chiar așa ușor să le am. Eu, dacă mă las, pot să le iau pe toate acasă, dar nu am loc. Dar știi ce vreau eu să văd? Unde e cartea pe care o lansați voi sâmbătă, unde ai și tu un text? Eu am văzut-o. A, uite acolo, hai să mergem acolo să vedem. Da. Lucruri mărunte. Tu despre ce lucru ai scris? Am primit prin mail fotografiile astea, pozele astea și fiecare trebuia să aleagă un lucru, da, din muzeu. Uite ce am putut eu să găsesc pentru sufletul meu. Maria Mirabela? Da, Maria Mirabela, dar e vorba de film. Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică. 1986. Era o producție București, Moscova și din Republica Moldova au fost doar Eugen Doga. În rest, l-a salutat cu studioul de la Moscova. Da. Eu nu mi-aduc aminte acum dacă l-am văzut în rusă sau în română, în moldomenească, cea sovietică. Și a fost o confuzie de nume. Omide, Amide, așa? Eu am adorat numele ăsta. Amide, fluturașul acela, știi că ai transformat. Ca peste ani să-mi dau seama că nu era decât o simplă omidă. Eu n-am mai văzut o emisiune așa ca a ta, care face filme mici cu basarabeni. Așa. Uite, de vreo câțiva ani, de când emisiunea asta, tot mă gândeam să ajungem să facem identitate basarabia. Și cu tine ne-am și întâlnit acum 2 ani sau anul trecut la Filit. Am trecut la Filit. Cartea ta tocmai era lansată atunci și uite că a trebuit să treacă un an ca să mai iei niște premii, ca să mai aduni niște aprecieri. E timp potrivit acum, cred că e cel mai potrivit timp. O scriitoare de limbă română vie de la Bruxelles, născută în Basarabia, deci nu vie de la Chișinău, nu vie de la București, vii de la Bruxelles la Iași. Cum ești? De ce vii de acolo? Da, tu îmi spui când ai început deja să pui întrebări? Da. Păi am ajuns la studii. M-am pornit așa de acasă. Eram o studentă la Chișinău deja foarte activă și strulbatică și cu privirea deja spre orizonturi. Tu la Chișinău ce ai făcut? Limbi străine. Am făcut mai întâi pedagogia. Grație primei mele profesoare, la noi se numește învățătoare, da? De clasele primare, Natalia Fiodorova. Eu o adoram. Și eu mi-am spus că eu vreau să fiu ca Natalia Fiodorova. Și părinții mei îmi spuneau ce înseamnă să fii ca ea, vrei să fii învățătoare? Adică ca meserie. Știi întrebarea asta, ce vrei să faci când crești mare? Eu să fiu ca Natalia Fiodorova. Ea a avut o influență foarte mare asupra mea. Eu am fost un copil rebel. Și am primit prima lovitură de la mama, prima și ultima, că am refuzat, da, categoric, să învăț literele din albinuța, care erau litere rusești. Dar profesoara mea mai avea și o metodă foarte, nu știu dacă era nouă, dar ea mergea pe linia asta. Un învățător bun e un povestitor foarte bun, povestaș, cum se mai spune. Și îl iubea pe Ion Creangă foarte mult. Prin Ion Creangă m-a apropiat de limba moldovenească atunci, adică limba română scrisă în alfabet rusesc. După 3 luni de zile eu citeam, știi, era un exercițiu în clasa 1, pe minut silabele și cuvintele citite pe minut. Eu eram cea mai bună la lectură. Dacă nu ești din Basarabia, din Republica Moldova, nu poți merge până la capăt cu imaginația ce înseamnă să citești română cu litere rusești. Și iată, am învățat pedagogie. Am mers la colegii pedagogic ca să devin ca Natalia Fiodorovna. Și după asta lumea s-a schimbat. A dispărut Uniunea Sovietică. Statutul de profesor la pământ. Salariul de profesor la pământ. Profesorii au devenit cerșători, dar eu eram tânără și aveam viața în...
Și așa am ajuns la Universitatea Liberă Internațională din Moldova și de acolo alte uși s-au deschis pentru un master în relații internaționale la NISA. Trebuia să câștigi bursă și era foarte ce greu. Ce limbi străine ai făcut? Franceză, engleză, germană. Și da, a jucat un rol pentru că trebuia să cunoști trei limbi să faci un master la NISA. Și acolo, peste câteva luni, a început o relație cu soțul meu, care era student și el. Noi eram 17 naționalități în grupul nostru internațional, care s-a soldat cu 5 nunți la sfârșit. Și voi vorbiți acasă în ce limbă, apropo? Povestea noastră de dragoste a început în franceză. Și limba asta rămâne și a fost, rămâne pentru atâta timp cât suntem împreună. De asta și, știi, uite, lucrul ăsta eu l-am înțeles, cumva m-a împins să ajung la scris în limba română, pentru că eu mi-am dat seama, noi vorbim în franceză, pentru că suntem la Bruxelles. Copilul nostru vorbește în franceză, pentru că e născut acolo și mediul este francofon. Bineînțeles că învață și neerlandeza și engleza, este obligată să cunoască mai multe limbi. Dar legătura mea cu țara, atunci în 2003, 2004, 2005 și așa mai departe, o puteam face doar prin cărți și prin scris. Limba română este pentru sufletul meu, care nu are treabă cu povestea mea de dragoste între mine și soțul meu, care tot e o poveste de suflet, dar e de altă esență. Acolo la Bruxelles ce înseamnă viața ta de zi cu zi? Înseamnă cărți, foarte multe cărți, înseamnă rutina de mamă și de soție, dar mie îmi place foarte mult și iarăși am ajuns să apreciez lucrul ăsta. Eu, studenta rebelă și fac ce vreau din viața mea și libertatea e pe primul loc, căsătoria lăsați-mă cu lucrurile astea și cu gospodăritul și cu mâncarea și cu pâinea coaptă, asta nu e pentru mine. Eu am o viață frumoasă și eu am să o trăiesc. Și acum îți dai seama că asta face parte din frumusețea vieții. Da, dar eu cred că după ce ai gustat de toate, adică ți-ai împlinit pofta, și acum eu vorbesc ca un om giftuit, așezat, știi? Mi-am împlinit poftele, nu am frustrări, nu am niște pofte care m-ar măcina. Acum, vai, dar asta am ratat, asta n-am făcut, asta... Dar cum putea să termine povestea asta? Dar... Nu, eu am ajuns la o perioadă a vieții mele încât mă simt atât de bine în pielea mea. Și lucrul ăsta eu mi l-aș dori pentru fata mea, care e un copil foarte cu minte. Asta e singurul lucru pe care îl pot reproșa. Eu n-am fost așa. Și eu mă tem că cu mințenia asta o să se termine exact atunci când o să trebuiască să se apuce de lucruri mai serioase în viața ei. Dar noi suntem diferiți, copiii noștri sunt diferiți. Tot ce povestesc eu despre studenția mea și a lui taic-său, ea ne privește ca pe extraterestre. Eu nu cred că voi ați putut să aveți atâta libertate. Nu cred că e posibil să ai atâta libertate. Zic, încearcă și tu. Dar ea spune că nu, în condițiile de azi, eu nu pot să-mi imaginez ceea ce ați făcut voi cu tata. Și are dreptate. Lumea s-a schimbat. Lumea s-a schimbat foarte mult. Dar pentru că noi suntem în vârtejul acestor schimbări, nu le percepem așa evident că s-a schimbat una sau alta. Trebuie să vezi de la depărtare cumva. Dar iată, ajungi la o vârstă și mai ales în ultimii ani cu crizele și războiul. Și războiul ne readuce pe covoraș niște teme pe care trebuia să le discutăm cu bunicii noștri și... Eu n-am făcut asta și asta este un regret mare. Eu tot ce fac acum, eu încerc să reconstitui poveștile pe care n-am vrut să le ascult. Eu le dezgrop acum. Și eu îmi dau seama acum când scriu ce legătură puternică spirituală eu am avut și mai am după moarte cu bunicile mele. Tot ce scriu eu acum, direct sau indirect, conștient sau inconștient, eu scriu gândindu-mă la
femeile astea importante din viața mea, mama mamei de la nord și mama lui tata de la sud. E o balanță spirituală foarte importantă pentru mine, foarte. Niciodată nu m-am gândit să spun lucrul ăsta. Dacă vorbim despre Iași, toată lumea când ajunge aici este fascinată de Palatul Culturii. Uite, aici suntem noi astăzi, în Muzeul de Etnografie, în spațiu cu scoarțe și covare, unde vom vorbi despre blogul Soacra Mică, pentru că așa te-am cunoscut. Soacra Mică a venit de la un site a mămicilor care au născut în 2005. Uh-huh. Și prin glume și așa, fata mea, fetița mea, care avea 6 luni pe atunci, s-a pomenit cu câțiva candidați. Așa, erai soacra. Da, da, da. Și eu eram soacra mică care alegea ginerii, dar în glumă, desigur. Eu când am prins să citesc blogul tău, nu mai era blogul de mămici, era blogul de bancuri, de comentarii, da, de deci povești în română mici. Am început treptat, dar nu cu maternitatea, așa, cu mici postere umoristice. Și foloseam un limbaj foarte simplu, dar folcloric, cumva, plin de haz, plin de suflet, plin de umor de ăsta specific, nu știu, poate basarabean, cu siguranță că scriam așa, nu mă gândeam cum scriu, dacă scriu corect în română. Pentru mine era important să scriu și să fac oamenii să reacționeze, dar iată aici, uite, am un copac, am păsărele, am culorile astea. Pentru mine asta este viața. Culoarea asta de verde, de roșu, de galben. Și iată, mie îmi place o pânză de asta. Textul să fie ca o pânză vie. Deci textele mici sunt așa, ca niște piese. Scoarțe, da, așa frumoase și mustoase. Și azi unde mai publici astfel de texte? Că blogul nu mai e activ. Nu mai public. Și se simte, începând cu pandemia, nu cred că am scris posteri în care așa mai există un pic de autoironie, cum înainte. Ironia e punctul meu, așa. La scriere tale pe net, la blogul tău, ce fel de aprecieri primeai? Sau cum simțeai tu că faci un lucru de calitate? Păi vedeam statistica. Eu aveam, pe zi, probabil eram citită de mai mulți, de 1000 de oameni. Asta ca să îți dai seama să publici un text mic și să ai reacții de la foarte mulți oameni. Aveam sute de comentarii în, atenție, 2008-2009. Și reușeai să citești toate comentariile? Toate și răspundeam la toate. Absolut. Dar nu era Facebook. Cum? Era Facebook, dar nu avem cont, nici nu... Nu conta pentru mine să am un cont de Facebook. Tu îți spuneai viața acolo, pentru tine era, da, deja un fel. Da, și aveam foarte mulți cititori. Dar și cititorii ăștia erau de o calitate, spunem așa, aleasă, pentru că eu vedeam după statistică că e vorba de oameni care lucrează prin birouri, prin instituții, prin... Nu le mai duci dorul? Da, foarte tare. Cu mulți m-am întâlnit și am vorbit. Și să știi că eu cu vremea am înțeles că pentru un autor, calitatea cititorului contează. Azi poți scrie o prostie de text și să ai mii de aprecieri și inimioare, dar calitatea cititorului nu este aceeași. Eu nu fac din cititorul meu o sursă de venit, sau, adică nici nu mă gândesc la asta. Or, când tu faci din cititorul tău client, tu copori. Și eu văd la altul. Și lucrezi pentru el. Da, da, da. Tu nu mai ai o gândire deja adaptată, nu mai ești tu. Ai pierdut din autenticitate. Hai despre autenticitate să vorbim aici și o să întreb soacra mică ce model de scoarță a luat pentru zestrea fetei ei de aici, din spațiul ăsta. Cu copac. Cu copac? Unde-s copacii? Unde-s copacii? Acolo i-am văzut. Poate ăsta e frumușel care cocoșei și cocoșul eu l-am văzut în casa bunicii, în casa unei tante și ea, dar broderie. Și vezi, pentru mine probabil la vârsta asta contează oamenii, la fel ca și copaci, oamenii care se țin împreună. Iată, asta poate că e cel mai important pentru mine în perioada asta a vieții. Eu prefer oamenii cât mai aproape de lucruri esențiale, simple, și nu am nevoie de un vocabular elevat, de cultură, nu știu ce. Bunul simț și autenticitatea.
Da, oamenii, copacii, păsările și verde, mult verde, 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 pentru mine este simbolul păcii și a liniștii. Găsesc doar în realitatea pe care o cunoaștem cea de zi cu zi în viața politică și socială, ci și în istoria pe care o trăim. Sunt oare un călău este un roman despre aflarea unei bucăți de identitate, despre ceea ce se întâmplă cu noi în momentul în care descoperim un adevăr zguduitor despre istoria familiei noastre, dar în egală măsură este un roman despre oameni care au suferit. Treblinka înseamnă 13 luni și aproape 1 milion de victime. În cărțile mele, chiar dacă e vorba de ficțiune, eu vorbesc mult despre mine, uneori conștient, alteori inconștient. Există și momente de inconștiență și există și scriitori care spun nu, personajul ăsta nu are nimic din mine, dar eu nu-i cred, pentru că cunosc un pic cum stau lucrurile când scrii. Eu scriu să încerc să văd ce gândesc eu când nimeni nu-mi pune niște limite. Scrisul, pentru mine, e o autocunoaștere. Mereu, mereu, când scriu o poveste, eu știu că, într-un moment oarecare, eu am să mă descoper. Eu nu știu care este momentul ăsta, pentru că lucrez, mai ales în ultim timp, foarte mult lucrez cu memoria mea personală. Dacă în cartea asta sunt oare un călău, a trebuit să fac o documentare, deci nu prea am avut mari libertăți, trebuia totuși să pornesc, mai ales când e vorba de un loc, ori locul în cărțile mele, e real, eu nu-l inventez. Deci Treblinka a fost un lagăr de exterminare real. Trebuia să rămână niște cadre, să mă documentez, să nu ies din cadrele astea. Deja când e vorba de personaje, acolo e altă treabă. Trebuie să studiez psihologia unui călău. Când doi călăi vorbesc, trebuie să cunoști psihologia unuia și altuia. Și călăii ăștia, din păcate, îi poți găsi pe Google în primul rând. Într-al doilea rând, deja sunt cărți și a trebuit să comand niște cărți în engleză, în rusă, în polonă, ca să înțeleg niște momente așa mai delicate. Ori un personaj care a ucis oameni nu e un personaj de ăsta din sat, personaj pitoresc care vorbește și nu-l mai poți opri. Nu, chiar și limbajul călăilor este foarte specific. Un om care a ucis în cantități industriale, el nu-ți vorbește așa în stânga și în dreapta. Fie tace, fie are un, nu știu, un limbaj foarte sec, are un verb așa foarte dur. Și, în genere, nu prea să scoți din el foarte multe informații pentru o carte, să zicem așa, da? De la victime, da, poți afla o istorie, poți să pui întrebări, o victimă, ea se eliberează când îți vorbește despre suferințele prin care a trebuit să treacă. Și asta a fost și o provocare pentru mine, pentru că perspectiva pe care am adoptat-o eu e o perspectivă complicată, da, eu mi-o asum. E vorba de călăi, care vorbesc călăi, așa? Și aici trebuie să fiu foarte atentă cu astfel de personaje. Nu oricine dorește să afle niște adevăruri și are tot dreptul să spună pe mine nu mă interesează adevărul ăsta din familia mea. Oare cum o fi să fie printre cărțile alese de liceeni? Faptul că a fost nominalizat deja e o chestie care te bucură. Da, desigur, cum? De asta își spuneam, te bucură, dar și te simți responsabil, pentru că eu mă simt mai responsabilă față de un adolescent decât de un adult. O recunosc. Am și eu adolescent acasă, știu ce înseamnă o carte. Îmi dau seama de impactul unei cărți asupra unui adolescent. Așadar,
Premiul pentru cea mai îndrăgită carte merge către Lilia Calancea pentru romanul Sunt oare un călău? Lilia Calancea, felicitări! Bună seara! Dacă vă spun că am emoții, nu o să mă credeți, dar eu mă stăpânesc. Plec de aici cu o convingere care a venit după întâlnirea mea cu liceenii din Iași, după discuția cu ei. Eu cred că noi ne-am înțeles foarte bine și mai ales cred că am înțeles că rolul literaturii, printre alte roluri, e să ne ajute să rămânem oameni, mai ales în timpurile acestea grele și de mare cumpănă, cum spunea bunica mea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere, pentru onoare, pentru răsfăț. Pentru mine săptămâna asta a fost un mare răsfăț și vreau să spun Iașului că aveți niște copii de aur, vă rog frumos să-i prețuiți. Mulțumesc! Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2022, Lilia Calancea, Sunt oare un călău, editura Polirom.